singura oportunitate de vedere de să prezint materialul privind stare și activitatea desfășurată de administrația publică locală în anul 2015. Sigur că materialul este destul de ampul. Am să fac un rezumat al acestui material. El va fi introdus după audierea de către dumneavoastră pe site-ul. Sigur că veți afla sau în veți lua la cunoștință cu toate datele introduse în iară. Consider că raportul reflectă activitatea noastră și când nu spun a noastră, spun la aparatul propriu, primarul, spun a activității Consiliului Local, din ceea ce ați legiferat dumneavoastră, și a societăților care sunt finanțate sau care unde Consiliul Local are ca și la dacă ar fi să încep cu o concluzie, ar putea defini această activitate de 2015 o activitate corespunzătoare pentru cetățenii municipiului nostru și asta datorită, așa cum vă spuneam, tuturor faptelor care au contrat acest lucru. Am să trec în revistă activitățile și vreau să ne spuneam sumar, pentru că în mare măsură dumneavoastră știți, dar trebuie să vă și prezentat. În primul rând, sigur că prima activitate în care care am acordat o atenție deosebită, o serie de contabilitate, pentru că, de fapt, în această activitate se adună sursele financiare pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul municipiului. Și sigur, tot aici se urmărește cheltuirea lor în conformitate cu prevederile legale. Nu am să mă refer decât la sumele cu care am închis bugetul anului, la zona de venituri la 143 de milioane, 0,63,232, iar la cheltuielile 141.792. Sigur, am avut un mic precedent, nu vreau să l-ați aprobat, știți. Acest precedent va face parte din veniturile pentru anul 2016, dar la timpul oricum. Ce se poate sintetiza de aici? Că n-am adunat veniturile, am efectuat activitățile și, sigur, n-am rămas cu datorii nici la furnizori, nici la cei care au prestat servicii în cadrul municipiului. Aceste venituri sunt realizate din impozitele și taxele locale, din sumele defalcate de la TVA și din costul pe copil, și în ultimul rând și de la sursele atrase. Pe fonduri europene, pe alte programe, etc. Am adunat aceste și am plecat la lucru. Ce este foarte obiectiv de prezentat, este gradul de încasare la impozite și taxe locale, un grad care se considerează aproximativ la 97%. Eu zic că este un coeficient excepțional de bun, e bun. Și știți și dumneavoastră că au la bază câteva elemente pe care noi, împreună cu dumneavoastră, le-am conturat și aprobat, n-am arborat taxă, deși Consiliul putea, un element foarte important. Ați acordat facilitățile de plată la 30 martie, anul trecut a fost 10% și la persoane fizice și 5% la persoane. Și sigur, activitatea deosebit de bună a financiarului nostru prin auditări, inspecții fiscale, încasări, program prelungit, astfel încât aceste impozite și taxe să vină de bugetul.
16 și de asemenea am propus dumneavoastră și ați aprobat alte facilități chiar mai consistente și mai importante la persoanele juridice, s-a trecut de la 5 la 10%. Ultima rectificare la codul fiscal, a amânat această perioadă de acordare a acestor facilități de la 31 martie, care trebuia încheiată, până la iunie. Ca atare, persoanele fizice și juridice în acest an vor beneficia de alocările și gratuități și discounturile acordate de codul local până la 10. Vreau să vă spun doar două cuvinte cu privire la masa pentru 2015 am avut 38.625 de persoane fizice cu ori și 3.768 de rolul persoane juridice. Sigur că aceste persoane fizice și persoane juridice au o masă de impozitat, fie înlătit, de reluț, mijloașe de transport și celelalte. Aceste sume care au venit în bugetul nostru, sigur că au trebuit să financeze activitățile de bază, aprobate, confruntate cu prevederile legii, referindu-mă la învățământ, referindu-mă la zona socială și la finanțarea celorlalte societăți din cadrul unde am acordat fie subvenții, fie gratuități, fie diferite forme. Și sigur, și pentru investiții. Aceste investiții s-au dus spre unitățile de învățământ, o parte din SUR, o parte din proiectele pe care noi le-am derulat în cursul anului 2015, fie pe infrastructură din diferite zone ale municipiului, fie pe zona socială și nu în ultimul rând pe proiectele care unde aveam obligativitatea de a cofinanța. Vreau să vă spun că toată această activitate de cheltuire a banului public are la bază un birou care are o mare importanță, este cel al achizițiilor și vă informez că au fost încheiate prin acest birou 86 de contracte, conformitate și prevederile legii viitoare, prin achiziții publice, așa cum prevede legea, pentru cheltuirea banului de capitolul respectiv. Am să trec mai departe cu aceste proiecte care sunt aici și sigur o să ajung la o altă direcție foarte importantă din urmă. Aparatul propriu este direcția de amenajare a sărbătorilor cu bani. Este direcția care asigură legalitatea obiectivelor din cadrul municipiului nostru, obiectivelor noi, obiectivelor care execută reparații capitale, obiectivelor atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. În anul 2015 au fost emise 466 de certificate de urbanism și 294 de autorizații de construcție. Sigur că la această activitate de implementare cu privire la domeniul construcției, o activitate importantă a fost participarea la recepția acestor obiective obligativitate dată prin lege și, de ce nu, o activitate de acordare a autorizațiilor de funcționare a agenților economici de pe raza municipiului nostru. Tot în cadrul acestui birou se află și serviciul de cadastru acestei direcții, Serviciul de Cadastru, Agricultură și Patrimoniu, unde colegii noștri
au urmărit realizarea lucrărilor de cadastru în diferite zone ale orașului, înscrierea în cartea funciară a solicitărilor făcute de către persoane fizice și juridice, a întocmirii documentelor pentru restituirea unor suprafețe sau unor proprietăți și, sigur, de a întocmi documentația primară pentru comisie de fond special, care mai departe au ajuns la emiterea ordinului prefectului în acest moment. O direcție foarte importantă este cea de asistență socială. O să vedeți în acest slide actele normative care au trebuit să le pună în aplicare cu privire la această direcție. 416, legea 277, legea 448, legea 208, ordonanța 70-2019, programul de monitorizare și alte activități. Vreau să vă informez că a fost finanțată corespunzător prin sumele alocate de către dumneavoastră. S-au lucrat corespunzător prevederilor aprobate și a legii privind la întocmirea dosarelor, la efectuarea orelor pentru cei de 416, la asigurarea persoanelor pentru cei cu dizabilități, a ajutorului, tot ce înseamnă protecții sociale. Mergem mai departe și ajungem la serviciul management proiecte, un serviciu care a atras, așa cum vă spuneam, surse suplimentare și surse care se găsesc în valoarea pe care am enumerat. Aceste proiecte în anul 2015 au fost cele cu privire la reabilitarea sistemului de transport electric intermodal, reabilitarea străzilor al doilea proiect, care a tras surse corespunzătoare, creșterea capacităților de management proiect realizat în parteneriat cu CAPULU și, nu în ultimul rând, reabilitarea curții domnești medievale la Cușna, obiectivul nostru fiind veteranul ca în momentul din liceul de educație. Ajung la un serviciu foarte important, este cel al serviciul al resurselor umane. Domnul și domnul consilier. Acest serviciu este foarte important pentru că creează baza umană care desfășoară activitate în interesul cetățeanului, în municipiul nostru. Sigur că aici au fost fluctuații de personal și în anul 2015. Prin plecarea din sistem a unor funcționari, în același timp am încercat captarea unor cadre noi, tineri, prin concursurile organizate și zic că, într-un final, am realizat un minim necesar al aparatului propriu, al primarului, pentru realizarea obiectivelor propuse. Nu suntem aici la capacitatea aprobată de către dumneavoastră prin organigramă, prin statul de funcție și prin acordat prin lege, pentru că încă mai avem nevoie de personal și, din păcate, sunt concursuri care le repetăm de mai multe ori până la ocupare. Cauzele, le știți cu toții, sunt acelea salarizări, în primul rând, iar de aici și până la a stabiliza un funcționar pe post, este oricum destul de dificil, da? Am angajat prin concursuri peste 30 de persoane și, sigur,
mi-au plecat 38. Sunt undeva la un echilibru. Administrația publică locală. Administrația publică locală este un sector, un domeniu care asigură legalitatea, funcționarea, distribuirea tuturor actelor normative în cadrul aparatului nostru și, sigur, aducerea spre legiferare la dumneavoastră și urmărirea realizării. Dacă m-aș referi aici la ședințe Consiliului Local, au fost 16 ședințe, cele 12 ordinare, una extraordinară și prezentată. Au fost adoptate 139 de hotărâri care au primit legalitatea din partea noastră. Primarul municipiului Vaslui lucrează prin dispoziții, a emis 4.897 de dispoziții. Sigur, în cadrul acestui serviciu sunt activitățile cu privire la reprezentarea Consiliului și a Autorității Administrative în instanțele de judecată, în dosarele cu care suntem parte, în dosarele de retrocedări, în dosarele de altă natură. Un capitol deosebit de important aici sunt audiențele acordate de către primar și aparatul său, a diferitelor persoane din cadrul municipiului nostru. Mergem un pic și ajungem la serviciul public comunitar de viața persoanei. E un serviciu care asigură serviciul la 139.000 persoane, pentru că Vasluiu are arondat și 29 de comuni. O activitate este extraordinară, de aceea eu vă mulțumesc public că am găsit un spațiu cât de cât adecvat, pentru că era imposibil să-și continue activitatea aici prin amplitudinea și volumul de lucrări, mai ales că în zona respectivă trebuie să fie foarte atenți la ceea ce realizează acolo, atât cu persoanele din Vaslui, așa cum vă spuneam, și din cele 29 de comuni. Mergem un pic mai departe. Și ajungem la auditul intern, din serviciu important pentru aparatul primarului, auditând în mare măsură toate activitățile în anul comunitar. Atât în cadrul primăriei activitățile, cât și la unele școli sau societăți, prin un program stabilit și aprobat. Sigur că au fost acțiuni, activități care s-au desfășurat și se desfășoară. Ajungem, dacă mergem un pic mai departe, la biroul organizarea activității culturale. Nu mai merită multe discuții, pentru că anul 2014-2015 a fost un an cu foarte multe evenimente. Garantizau la cele care s-au desfășurat la Casa de Cultură, Ziua Națională, Înfrățirea Curadorului, Ziua Absolventului, sunt activități culturale care și-au găsit locul și rolul aici, în municipiul nostru. Și dați-mi voie să vă spun că în acest domeniu și nu numai poate în acest domeniu, dar Vasluiu, prin activitățile pe care le-am desfășurat, a crescut foarte mult în vizibilitate. S-a dus imaginea Vasluiului, comportamentul oamenilor său, excepțional, pe toate meleanțele. Am fost participant la foarte multe acțiuni și, sigur, ne bucur acest lucru.
Nu în ultimul rând, am aici o direcție de gospodărie urbană care are rolul de a igieniza această comunitate, de a pregăti serviciile și a urmări realizarea igienizării. Și mă refer aici la tot ce înseamnă activitate de salubritate, spații verzi, mobilier urban, reparații străzi, care văd într-un final arată imaginea noastră. Cred că și în acest domeniu, prin unitățile de specialitate, s-a realizat un lucru legal, corect, în acest domeniu. M-aș referi, în continuare, doar câteva minute la cele două direcții cu personalitate juridică. O direcție este acea Târgul Oșovoarelor, care dumneavoastră Ovatul, și care gestionează piețele din municipiul nostru și activitățile de comerț și cred că le administrează destul de bine, pentru că le-am creat cadrul necesar. Și nu în ultimul rând, cealaltă activitate se referă la Poliția Locală. O direcție care, zic eu, de la an la an, are o creștere în vizibilitate, în responsabilitate și în ceea ce se dorește, de fapt, să fie această unitate. Doamnelor și domnilor consilieri, am trecut foarte rapid printr-o activitate desfășurată în cadrul unui an de zile. Ați fost părtași la foarte multe din acțiunile realizate. Am fost părtași împreună cu Consiliul Local la deciziile pe care le-ați luat dumneavoastră. Le consider decizii bune, le consider decizii luate în interesul cetățenilor din municipiul nostru. Și permiteți-mi ca să vă mulțumesc, stimați consilieri, pentru cum am derulat activitatea în 2015, să mulțumesc colegilor mei care au fost alături de mine în toate aceste acțiuni și nu în ultimul rând și presie care este asta, au arătat, au prezentat și au fost de față la aceste acțiuni. Eu vă mulțumesc și, așa cum vă spuneam, acest material se va afla pe site-ul primăriei și dacă sunt întrebări, mă doresc în continuare, pentru că este un volum de muncă și dați-mi voie să spun despre acest număr mare de documente, că sunt documente lucrative pe care noi, ca executiv, trebuie să-i punem în... Să sperăm că celelalte două ședințe, așa vor fi mult mai greu. Dar, dumneavoastră, veți decide. Vă mulțumesc încă o dată.